Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea dacă persoana voastră de interes a înțeles cumva ceva din separarea voastră, dacă regretă greșelile făcute și cam care ar fi intenția, gândul sau despre o posibilă reconciliere. Hai să vedem care este energia persoanei voastre. Energia persoanei voastre cu 10 de cupe și 10 de pentagrame îmi indică foarte clar că se preocupă destul de mult de familie. Atenție foarte mare, pentru că aici poate să fie pentru unii dintre voi o persoană care este căsătorită și care are ca focus principal bunăstarea familiei pe care o are. Da? Deci un pic de atenție, pentru că nu pentru toată lumea va fi căsătorită, dar dacă nu este căsătorită, atunci această persoană poate să se preocupe, de exemplu, de părinți, de frați, de surori și așa mai departe. Dar dacă este căsătorită, e pur și simplu familia sa de care se ocupă. De asemenea, aș vrea să zic că această persoană nu pare cumva să fie într-o energie extrem de, nu știu, abătută, tristă și așa mai departe. Pare că lucrurile decurg normal pentru această persoană și cel puțin până în acest moment nu dă senzația că suferă prea tare. Vreau să văd care sunt gândurile sale față de dumneavoastră. Nouăle de băte. Lumea zecele de bâte, 8 de săbii, 9 de săbii, mi se pare interesant. De ce mi se pare interesant? Pentru că această persoană este ca și cum este cumva în gardă, este atentă. Dacă vedeți la 9 de bâte, se vede această persoană cum stă dincolo de gard și parcă păzește ca cineva să nu treacă de gard. Un pic de atenție, pentru că această persoană se poate teme că voi puteți spune anumite lucruri, puteți să-i faceți rău în diferite circunstanțe și cumva această persoană încearcă să rămână în gardă pentru a evita această posibilitate. Asta nu înseamnă neapărat că voi sigur vreți sau nu vreți să-i faceți rău, ci pur și simplu este o precauție pe care și-o ia această persoană. În mintea acestei persoane este destul de clar că lucrurile s-au încheiat, doar că nu e ca și cum această persoană, deși își vede de viața de zi cu zi, deși nu neapărat arată o foarte mare suferință, această persoană se simte într-o energie în care, pe de-o parte, este greu cu toată această circunstanță și este foarte greu să trăiască în teamă, în primul și în primul rând. Este ca și cum cumva a acceptat această separare destul de ușor, a acceptat faptul că nu mai este cu voi și nu, nici nu va mai fi, dar, pe de altă parte, este greu pentru că se gândește la cât rău îi puteți face voi dacă, într-adevăr, vreți lucrul ăsta. Problema este că nu știe dacă nici dacă să se aștepte să-i faceți sau nu și atunci această persoană rămâne într-o gamă foarte mare de posibilități la care nu știe dacă să se aștepte totuși sau sunt doar în imaginația sa. Țineți cont că aici mai avem un 8 de spade și un 9 de spade, ceea ce înseamnă că această persoană este foarte mult la nivel mental prinsă în această situație. Această persoană, da, se mai gândește la voi, dar cumva se gândește cu teamă, cu frică. Această persoană nu cred că se gândește foarte mult cu drag, nu neapărat o simt să se gândească cu dor atât de mult. Un pic de atenție la această persoană, pentru că mie mi se pare că această persoană ar fi dispusă la un compromis, dar doar pentru siguranța proprie, nu pentru că neapărat și-ar dori o relație de-a dreptul. Cu 4 de cupe, văd că această persoană preferă să-și îndrepte atenția în alte direcții și nu neapărat să fie atât de orientată spre voi. Aici, aparent, ruptura pe care ați avut-o voi este cam definitivă cu această persoană, dacă rezonați. Ca și zodii, să zic, cele mai importante zodii, păi avem berbec, săgetător, leu, capricorn, pești, vărsător, și-ar mai fi racul. Dar, în general, aici se simte mai mult energie de foc și de pământ. Dar, bine, nu este exclus zodiile de aer, dar nu mă atrag atât de tare, nu știu de ce zodiile de aer aici. Nu, parcă nu vine să țin atât de mult cont de ele. Acum țineți cont că această etalare este generală, deci automat nu se poate potrivi cu toată lumea. Știm deja toată această situație. Cei care doresc o etalare personală găsiți desigur detalii în descriere, dar revenind la etalarea noastră,
Vă pot spune foarte clar că aici se simte o greutate în pieptul acestei persoane atunci când se gândește la această conexiune. Și o să vă explic de ce. Pentru că există atâta teamă că echilibrul său, starea familiei pe care el a reușit să o aducă cumva la o oarecare pace, nu neapărat că e totul perfect, dar hai să o denumim așa, este foarte teamă că ar putea să fie complet distrus. Dacă voi ați fi deschiși să spuneți mai multe lucruri, pe voi vă văd destul de preocupați de chestiunile voastre, de viețile voastre, dar, desigur, vă văd gândindu-vă încă la această persoană, dar nu cred că sunteți dispuși pur și simplu să stricați echilibrul doar că așa v-ați trezit voi de dimineață. Cred că pur și simplu voi sunteți și voi un pic în gardă, în sensul în care dacă această persoană vă mai deranjează cu ceva, sunteți dispuși să îi stricați într-adevăr acest echilibru, dar este mai degrabă ca o măsură de auto apărare, să zic așa, pe modul nu faci tu ceea ce consideri cu mine, nu faci tu ceea ce crezi, nu vii când vrei, pleci când vrei și așa mai departe. Este ca și cum aici este mai degrabă vorba de o situație de trio pentru majoritatea dintre voi și voi v-ați cam săturat ca această persoană să vină și să plece și vreți să știți una și bună, indiferent că este pozitiv sau negativ, dar vreți să știți la ce să vă așteptați. Ei bine, această persoană nu pare că ar fi extrem de prinsă și atașată emoțional față de voi, dar regretă foarte mult un lucru, și anume faptul că această persoană s-a lăsat vulnerabilă față de voi în câteva momente. Nu au fost neapărat extrem de multe, dar au fost. Și pare că voi ați ajuns în posesia unor informații vitale despre această persoană care i-ar putea distruge acest echilibru și, practic, această persoană nu regretă separarea. Această persoană regretă că s-a deschis în acele scurte momente față de voi și v-a spus anumite lucruri pe care acum voi le puteți folosi împotriva sa. Deci, această persoană se teme, această persoană are momente, se stresează foarte mult, se preocupă foarte mult, se îngrijorează foarte mult și nu pare să fie într-o energie foarte prietenoasă. Este o energie destul de închisă, este o energie care este deschisă cu foarte puțini oameni și în rest are ca o, nu știu, față, mască, cum vreți voi să spuneți, foarte rece, foarte distantă, foarte insensibilă, fără emoții, practic. Ceva de această natură și de aceea eu vă recomand să fiți precauți, să fiți atenți, să fiți grijulii. Pentru că la cum se vede această persoană nu neapărat acționează să atace, dar este ca și cum această persoană, în caz de orice, își face niște planuri de cum ar putea răspunde. Pentru că dacă ne uităm aici la împărat, împăratul are o piesă de șah în mână. Deci această persoană este în permanență pregătită să facă o mutare în răspuns. Nu vă gândiți că dacă voi încercați să contactați această persoană, fie în nume de bine, fie în nume de rău, această persoană o să reacționeze foarte pozitiv, pentru că eu această persoană nu o văd în dorință de împăcare. Eu pe această persoană o văd foarte rece, foarte distantă și foarte preocupată de tot ceea ce ține de casă, de familie, de siguranță, de stabilitatea pe care această persoană o are. Și da, există gânduri față de voi, dar nu sunt neapărat cele mai prietenoase. Nu vă sugerez să contactați această persoană și nu vă sugerez să încercați să reluați legătura cu această persoană, pentru că mie îmi pare că n-aveți cu cine și mie îmi pare această persoană ca fiind o persoană destul de încăpățânată, destul de dominatoare și care nu prea vrea să accepte și punctele altora de vedere. Diferența dintre voi și această persoană, pentru că, sincer, îmi pare că ambele persoane sunteți destul de încăpățânate. Dar mie îmi pare mai mult că voi sunteți pentru a face să le fie bine tuturor, iar această persoană este încăpățânată doar ca să-și facă bine, doar pentru sine și cam atât. Să fie totul cum îi convine, când îi convine, nimic să nu fie în afara voiei sale, nimic să nu fie ceva care să deranjeze sau să îi strice echilibrul pe care și l-a creat. Deci un pic de atenție pentru că vreți să fiți un pic grijulii dacă există cumva printre voi persoane care se gândesc la o oarecare răzbunare sau ceva de această natură, că acolo lucrurile o să iasă urât. Aici ar putea să fie până în trei persoane care doresc răzbunarea, dar vă cam sfătuiesc să nu. Să stați deoparte, nu e cazul, vă complicați degeaba, faceți mai mult rău decât bine și pentru voi și pentru această persoană. Dacă vreți și voi să vă preocupați și să aveți, nu știu, ceva de făcut, să aveți motive pentru care să vă stresați, puteți să o faceți, dar nu vă recomand încă o dată. Vreau să știu ce alte regrete are această persoană în legătură cu voi.
Această persoană poate regreta că a fost impulsivă pe alocuri. Dar, cum să zic, nu neapărat regretă unde s-a ajuns, regretă cumva calea pe care s-a ajuns aici. Cam asta ar fi energia. De asemenea, eu nu aș exclude posibilitatea ca după 2 luni, încă 2 luni de acum încolo, această persoană chiar să dorească să inițieze ceva. Pentru că pare că acum, cu 2 de săbii, această persoană este în așteptare, nu știe cum să trateze, 2 secunde. Așa că țineți cont că aici voi aveți de-a face cu o persoană care este destul de centrată pe sine. A trebuit să întrerup un pic. Dar ideea este că voi aici aveți de-a face cu o persoană foarte centrată pe sine și, care, și pe ceea ce creează, stabilește ea și nu va fi deloc prietenoasă în legătură cu voi. Bun. Ideea este că această persoană într-adevăr va reveni la voi în timp, dar tot în aceeași energie, tot într-o energie distantă, tot într-o energie rece, tot într-o energie cumva de superioritate, în care vrea să păstreze controlul asupra acestei situații și nu neapărat vrea să ajungă la un compromis. Voi, dacă vreți o asumare din partea acestei persoane sau să lase familia sau să lase o conexiune stabilă și să se îndrepte către conexiunea cu voi, îmi pare rău, dar acest lucru nu-mi pare că se întâmplă. De ce? Pentru că această persoană este foarte, are niște credințe foarte clare în legătură cu felul în care ar trebui să arate o familie, în legătură cu felul în care ar trebui să fie făcute anumite lucruri și nu este neapărat o persoană care să fie convinsă ușor să treacă de la o credință sau de la un mod de a trăi la altul. Este o persoană foarte bine înrădăcinată în proiectele, ideile, credințele sale, în modul în care a fost crescut și în tradițiile care au fost perpetuate în familia sa. Aici puteți să aveți de-a face într-adevăr cu o persoană care poate să fie religioasă sau care poate să aibă, nu știu, o nu credință ciudățică, dar cumva se simte ca și cum familia a devotat foarte mult spre anumite obiceiuri, spre anumite lucruri. Și pare că această persoană va perpetua acele obiceiuri, acele credințe, acele lucruri mai departe și nu este o persoană care să se dea înlături de la ele, nu este o persoană care, nu știu, să și dacă rezonează, simte că rezonează cu altceva, pur și simplu ignoră acel altceva. Este pur și simplu o persoană mult prea fixă, mult prea, nu vreau să zic închisă, dar cumva acolo duce. Ca să accepte elementul de noutate. Deci dacă voi acceptați ca voi să fiți persoana cu care se simte bine, se distrează și după se întoarce la familie, e ok. Dar dacă voi vreți un partener stabil, un partener pe care să vă puteți baza, un partener care să fie acolo alături de voi, să vă înțeleagă pe voi când vă e greu, să vă ajute, să vă sprijine financiar, moral și din toate punctele de vedere, îmi pare rău, dar persoana asta nu este acolo. Această persoană, în momentul în care vă vede căzut, este în stare să vă dea și ea un șut în fund în momentul în care voi vă plângeți prea mult și creați un disconfort. Deci nu este o persoană care să fie empatică, nu este o persoană care să înțeleagă, nu este o persoană care să vă asculte, este o persoană care, în cel mai bun caz, efectiv se gândește la altele cât se preface că vă ascultă, dar nu este o persoană dedicată înspre voi, din păcate. Și nu-mi pare că acest lucru se va schimba foarte curând, chiar dacă această persoană va reveni doar din punct de vedere, pasional, să zic așa. Și nu neapărat va contempla posibilitatea unei avansări asupra acestei conexiuni, așa că gândiți-vă foarte bine înainte să luați o decizie sau să acceptați această persoană înapoi în viața voastră, pentru că acum persoana asta este vitează, este bravă, este dură, este rece, este în toate felurile, dar când revine, da, doar în primă fază va fi mai deschisă și mai entuziastă, dar după ce se vede cu saci în căruță, revine la vechiul său mod de a fi. Pentru că nu avem de-a face cu o persoană care este dornică să se schimbe. Noi nu avem de-a face cu o persoană care e dornică să evolueze, să crească, să învețe câte ceva nou în fiecare zi. Este o persoană foarte fixă. Încă o dată, aveți de-a face cu o persoană fixă și până ce voi nu veți accepta acest lucru, veți avea tendința să vă faceți anumite speranțe și să aveți anumite așteptări în legătură cu această persoană, dar care nu neapărat se pot realiza pentru că nu are niciun interes încă o dată. Și îmi pare rău că trebuie să le zic atât de dur și na, dar nu am ce să fac decât să vă transmit ceea ce eu văd prin intermediul cărților. Acum, desigur, cu unii vor rezona, alții nu vor rezona, asta ține doar de energia voastră, dar eu vă zic doar ceea ce văd în cărți. Eu vă mulțumesc că ați decis să faceți această tălare cu mine și o zi minunată vă doresc. La revedere!